Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre ceva ce intervine în perioada următoare și un ochi bine format. Aici vede în această urdinișă de o problemă. Vedeți, aici este un fel de furtișag. Nu știu de ce gen, poate să fie lent. Dar, oricum, familia este atacată. Nu știu dacă albinele pur și simplu vin una peste alaltă, fiindcă la alte stup n-au această problemă, o să vă arăt. Aici totul e normal, sunt vecini și nu... Singura soluție acum ar fi să dai, ce să dai, cu motorină, cum să dai cu motorină, că nu e posibil. Și atunci am venit eu cu o idee, iar cu câțiva ani am mai făcut ceva de gen, dar acum l-am îmbunătățit. Un dispozitiv antifurtișag, iată aici, și cum funcționează el. Deci partea aceasta va veni la urdiniș, albinele vor ieși în afară stupului prin acest canal aici. Să-l montăm, o să-l montăm la stup, Sunt și ceva albine moarte aici, s-au bătut sau le-au omorât. Care sunt? Sunt niște albine, eu le identific fiindcă știu că nu sunt ale mele. O să vă arăt un tip de albine, iată, este aceasta. Acum că această albină poate proveni dintr-un roi venit de pe undeva și stă undeva într-o scorbură, nu știu exact, dar chestia e că albinele se tot bat cu ele, iată alta aici. Nu vin multe, vin două, trei pe care albina le execută. Eu vin cu acest dispozitiv frumos, care vine pus pe urdiniș. Iată așa. Îl închid cu foraibă ăsta. Albinii nu vor mai avea acces decât pe partea superioară. Iar aici albina nu mai poate intra direct la urdiniș. Acum mai există o variantă în care vom putea pune o tablă în interiorul acestui dispozitiv pentru a reduce și mai tare accesul albinei. Iată, vedeți, albina va circula foarte liniștit pe partea aceasta, fiindcă nu este un furtișag agresiv, este doar, nu pot să, nu înțeleg, o fi un furtișag lent, iată o altă albină din aceea. Și eu sper că se va rezolva încet, încet această problemă. Albinii vor găsi acest urdiniș lăsat, iar albina care va veni la furat aici, în clasa asta, va da nas în nas cu albina prin această sită și va dura până va găsi intrarea. Ia să le las să vină. Iată, vedeți, ele vin obișnuite la urdiniș. Încet, încet o să-și găsească intrarea. Iar albina străină, dacă va trebui să vină la stup, va trebui automat să intre pe acest culoar unde albina iese și va da nas în nas cu albinele din stup.
Dacă vedeți, aici albina se va înghesui, dar avantajul este că albinele străină nu mai are acces la colonie deloc. Sper că v-a fost de folos în caz că întâmpinați un furtișan, că e violent, atunci puneți și o tăbliță, adică reduceți urdinișul și puneți peste acea tăbliță, acest dispozitiv. O să fie și mai eficient acest dispozitiv antifurtișan. Bun. Până atunci, numai bine, până data viitoare. Eu cam atâta am vrut să vă arăt ca să puteți folosi un astfel de dispozitiv. Este destul de simplu de făcut. Nu e greu de făcut. O bucățică de plasă, o scândurică tăiată, făcut urniș tăiat în două și lăsat în urniș superior. Bun. Până data viitoare, numai bine!